se măsoară și se marchează adâncimea la care se muntează profilele metalice UD și interacțiul profilelor CD. Pe stratul suport se marchează zona de prindere a bridelor acustice cu o distanță de maxim 1250 de mm între ele. Cu ajutorul profilelor UD și CD se realizează structura metalică. Inițial se montează ghidajul orizontal inferior cu profile UD. Se continuă realizarea structurii perimetrale cu profile UD. Se recomandă ca primele prinderi să fie realizate la extremitățile profilelor. În vederea obținerii unei performanțe acustice ridicate, se montează pe stratul suport bridele acustice. Datorită bucșei de cauciuc, acestea elimină vibrațiile din perete. În cadrul structurii perimetrale realizate, se introduc profilele CD. Înainte de fixarea acestora, se verifică interacțiul profilelor, în cele mai multe cazuri, acesta este de 600 mm. Bridele acustice se fixează de profilele CD cu șurubul flathead. În spațiul dintre profilele CD se prind agrafele pentru vată. Acestea se pot lipi sau prinde mecanic de stratul suport. Se recomandă ca distanța dintre două agrafe să fie de 1 metru. Agrafele metalice elimină acumularea vatei minerale în partea inferioară a peretelui, păstrând caracteristicile acustice ale placării. Vata minerală se fixează între profilele CD din structura metalică existentă. Aceasta se prinde prin înduirea agrafelor metalice montate anterior. Placarea peretelui se realizează cu două straturi de plăci de gips carton, NIDA acustic. Distanța recomandată dintre șuruburile pentru primul strat este de 600 mm. Caracteristicile superioare acustice ale placării sunt păstrate prin realizarea tratamentului de îmbinare al plăcilor de gips carton cu NIDA profesional sau NIDA profesional fresh. Acest pas nu necesită utilizarea benzii de îmbinare. Ultimul pas constă în montarea stratului 2 de placă de gips carton NIDA acustic. Distanța recomandată dintre șuruburile pentru al doilea strat este de 300 mm. Îmbinarea plăcilor din stratul 2 se realizează cu bandă confort sau connect și pastă de îmbinare. Peretele este gata de finisaj. Placarea cu NIDA acustic și brida acustică reduce zgomotul cu 10 decibeli față de peretele existent.